Cu ce viteză? Deci avem 40 de km la oră. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019. Ei bine, de data aceasta facem niște experimente interesante, pentru că știți că mai avem noi experimente pe canal, așa că de ce să nu le dăm noi drumul la experimente? Avem aici un header super șmecher. De fapt, sper că... iar am uitat să-mi dau telefonul pe silențios, dar nu-i nimic. Știți voi, celebra mea problemă. Nu știu dacă header-ul ăsta mi se potrivește, din cauza că este foarte mare. Vreau ceva care să fie pe roți, să-l pot căra eu. Uite așa, luăm pe ăsta. Nu am suficienți bani. Păi de ce să nu am suficienți bani? Păi n-avem noi aici banca care ne ajută pe noi și ne susține la toate experimentele. Deci, fraților, vreau să fac un experiment super șmecher. O să recoltez, nu știu cât de mulți dintre voi v-ați prins, dar o să recoltez, o să vedeți cum o să recoltez, o să fie ceva foarte, foarte șmecher. Bun, tot ce vreau acum, bine, acum nu o să pun combina pe... Nu o să vreau să pun acum combina pe platformă, o să punem după aceea. Vreau să mergem la un teren acum și să recoltăm. O să recoltăm în curând și vreau să vă arăt ce fel de recoltare voi găsi. Ce metodă. Bun, punem aici în loc drept, punem combina noastră și aducem și... Deci aparent se aude că plouă, dar nu se vede că plouă. Ceva ciudat. Da. În fine, nu știu ce-i cu jocul ăsta, dar e bine că în curând va apărea FS22, așa că nu trebuie să ne mai facem probleme. Ce se întâmplă cu FS19? Deja este de domeniul trecutului. Bun. Hai să vă arăt eu acum ce experiment facem noi. Am uitat că n-am follow me-ul activat. Asta este, mergem direct la teren. Eram obișnuit repede să dau cu follow me, să aduc toate utilajele necesare. Dar uite că acum nu l-am activat. Păcat. Era bine să fie activat și să ne facem noi treaba aici foarte bine. O să încerc să treier terenul cu combina de pe platformă. Deci o să stea combina pe platformă, header-ul lăsat și vom încerca să facem acest experiment, să vedem dacă funcționează. Avem aici terenul, care teren e cumpărat, terenul 17. O să ajungem în curând la terenul 17 și o să vedem cum reușim noi să facem treaba asta. E un experiment destul de interesant, sper să încercați și voi și să-mi spuneți dacă la voi funcționează. Eu acum am ales o combină foarte mare, dar nu știu dacă funcționează și cu combine mai mici. Puteți voi să testați și să-mi spuneți în comentarii, sau dacă ați făcut deja experimentul ăsta, puteți să-mi ziceți, pentru că sunt curios. Credeți-mă că la experimente sunt foarte deschis și chiar vreau să văd absolut tot ce se întâmplă prin partea asta. Am ajuns la terenul 17. Deschidem frumușel platforma și trecem la combina. Îmi dă gâtul cam crash așa de dimineață, pentru că mie filmările îmi plac să fie dimineața. Dimineața este cel mai bine, este mai răcoare, este cel mai șmecher. Și hai să ne îndreptăm către terenul nostru. După cum vedeți, merg ștergătoarele, de afară nu plouă. De fapt, burează câte puțin așa. Hai să dezvoltăm și combina. Până ajungem acolo, numai bine se desfoldează și ea. Și o să vedem cum facem acest proiect. Sper să fie foarte, foarte interesant și să funcționeze. Dacă funcționează, bine ar fi să funcționeze, că dacă nu funcționează, clar nu veți vedea urcat acest clip, pentru că mă fac de râs, vă dați seama, cu experimentele mele. Dar nu e nicio problemă, că până la urmă de asta se numesc experimente. Experimente care au roade, experimente care eșuează și multe altfel de experimente. Bun.
Deci avem terenul ăsta de aici, de lângă calea ferată, terenul 17, pe care trebuie să-l recoltăm noi, dar o recoltare mai specială, așa, nu este orice fel de recoltare. Sper să reușim. Fii rar el să fie de telefon, că o să vă bâzie tot acest videoclip, pentru că am uitat să-l dau pe silențios și acum nu-l mai dau. Deja e târziu să-l dau pe silențios acum. Bun, deci facem dreapta aici către teren. Și după ce facem dreapta, să vedem cum încadrăm noi combina, să fie perfect acolo. Sper să iasă experimentul. Dacă aveți și voi idei de experimente așa, și cei care ați ajuns până în acest moment la acest videoclip, nu uitați să îmi scrieți în comentarii toate experimentele pe care vreți să le fac și să le încerc. Să-mi spuneți cam ce credeți voi că ar funcționa foarte bine într-un experiment. Bun, am decuplat. Și acum o să trebuiască să mutăm combina pe platformă. Să vedem cum o să reușim. De obicei n-ar trebui să fie greu, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce putem noi face aici. O punem pe platformă frumușel. Am impresia că e cam mare platforma, e cam mică platforma, nu cam mare. Da. Nu știu dacă o să funcționeze cu această combină, dar dacă nu funcționează cu această combină, cam nașpa, nu știu ce să zic. Dar sper să funcționeze. Vedem acum. Vedem acum ce reușim, cum reușim. Sper să funcționeze totul. Așa. Până acum, da, dar nu mai putem să facem nimic cu header-ul. Am luat cea mai mare combină, care e foarte, foarte, foarte mare. Și nu știu cum aș putea să o urc aici sus, sau ce aș putea să-i fac. Da, haideți că nu merge, o să revin eu după ce aduc o altfel de combină mai micuță. Asta e prea mare, e foarte mare și nu reușim să facem nimic. Revin cu altă combină. Fraților, haideți că am revenit. Deci, ce vreau eu să fac acum, că am rezolvat până la urmă cu combina, vreau să prindem viteză mai mare decât ar prinde combina obișnuit. Hai să vedem care e viteza maximă pe care o putem prinde. Îi dăm bătaie acum și să vedem cât de tare putem să recoltăm, cu ce viteză. Deci avem 40 de km la oră și mai mult și mai mult. Avem 60 de km la oră. Deci în felul ăsta puteți să recoltați foarte, foarte rapid. Uitați-vă la mine numai cât de repede recoltez. Deci fiți atenți la mine cât de repede recoltez cu minunăția asta de utilaj. Deci dacă nu știți cum să recoltați repede, uitați-vă aici. Bine, bănuiesc că mai dă... Când este viteza prea mare, nu cred că face față header-ul, dar zic eu că ar trebui să facă. Uitați-vă și voi. Pe unele părți nu prea merge, dar dacă păstrezi o viteză constantă de 50-60 de km la oră, chiar 40, ca să nu fie probleme. Uitați, zonele alea nu vrea să ia absolut deloc. Deci foarte interesant, foarte interesant experimentul. Deci l-am văzut pe TikTok, sincer. Și arată super interesant, super crazy, super nebunesc. Dar uite, dacă vrei să-ți faci treaba repede, uitați ce repede recoltezi. Și nu știu dacă combina se umple în mod normal sau cum se procedează, dar ideea e că faci foarte repede treaba. Dacă aveți și voi experimente de genul și nu știu, orice altă nebunie, puteți să-mi scrieți în comentarii, puteți să-mi trimiteți ce ați făcut voi, cum ați făcut și așa mai departe. La fel, telefonul meu primește mesaje că până la urmă nu știe să facă altceva. Și uite așa, și uite așa, dar uitați că îmi arată, deci eu sunt în camion și îmi arată câte boabe de soia sunt în combină, cât s-au umplut 83%.
Ceea ce este super tare. Hai să umplem combina și după aia... Deci uitați, acum merg cu 70 de km la oră și a luat tot. Bun. Mai avem foarte, foarte puțin. Până o să se umple combina de tot. Așa că haideți să vedem cu ce viteză maximă recoltează combina asta. Acum mie mi-este puțin greu că am fixat-o cam greu acolo. Sper să reușesc să o... Nu știu dacă reușesc eu acum, dar sperăm că reușim. Gata, am reușit. Pare rău de omul ăsta care are terenul aici, dar el face în varză. Hai să vedem care e viteza acestei combine de recoltare, viteza maximă. Deci avem 10 km pe oră. Deci n-ai cum așa ceva, 10 km pe oră. Viteza maximă, când noi am mers cu 50-60 de km, chiar 70. Mai are ea pe aici, pe acolo scăpări, dar dacă mergi cu 40 de km la oră, clar îți faci treaba mult mai repede decât cu 10 km la oră. Da, foarte interesant modul. Bine, nu e niciun mod, zic modul în sensul de experiment. Da, cam asta a fost experimentul pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult de vizualizare. Nu uitați că pentru mai multe experimente trebuie să mă ajutați și să mi le trimiteți acolo în comentarii. Până data viitoare, eu nu vă urez decât numai baftă.